asta din lumea politică. Am zis că vreau să trăiesc, să fac și eu coliva și costumele toate care le ai, fă, să le dau de pe mână. Uite cum este Naomi, cum e că... Și sărmana e așa mărită ca și tine. Uitați-vă la ce-n fața. Uitați-vă ce Naomi obișnuiește să umble copii? Naomi obișnuiește și cu băieți mici și cu ani, nu se știe destul de bine că Naomi obișnuiește. Cât de mici? Cât de mici? Până la vârsta de 14 ani. N-a avut până acum 3-4 un iubit de 14 ani. Mi l-a prezentat chiar ea. Deci l-ai cunoscut și tu? L-am cunoscut. Mi-a făcut cunoscut și atât, că nu-mi doresc eu să cunosc asemenea lepădături de oameni, că n-am eu treabă cu așa ceva. Că pleacă la mare, că să vin și eu, nu pot eu să vin. Eu am treburile mele, nu mi-ar de mie să stau cu... Că nu, dacă eram și eu ca voi, poate, dacă făceam și eu pe la... cum s-ar zice, pe la... pe la s***a, așa vor fetele toate. Singură, vă duce să vă dea artistele, să vă dea artistele, să vă îmbrăcați. Uitați ce pantofare, zici că e corabia titanică. Da, era o petrecere privată, care-i problema? Nu sunt cu niciun minor în brațe, se vede clar că eram pilit, eram beat pulbere, pulbere eram de beat. Care-i problema? Eu îl cunosc foarte bine pe Marian. Pe Marian Dârță nu cred că ar face așa ceva cu copii. Îl cunosc de foarte multă vreme, am numai cuvinte de bine despre el, cu toate că nu-mi place să judec oamenii. Eu nu stau lângă cineva să-l judec. Dar erau minori prezenți. Dar nu știu, în primul rând, eram beat, venisem de la Pacmuțanca de la botez, m-am stat o jumătate de oră și am plecat. Care-i problema? Dumneavoastră n-ați fost niciodată la nicio petrecere care erau minori în casă sau care-i problema? Viața mea privată nu interesează pe nimeni. Cu cine am fost, de ce am fost și așa mai departe, nu cred că trebuie să dau niciun fel de explicații nimănui cu privire la de ce am fost acolo și care este problema. Lasă-te că mi-ndată cum a scris. Păi, mamă, nici ca tine. Eu m-am căturat să vă sugi m-a sunea mamă. M-a lăsat și pe zoar de fetelor. Eu m-a sunt bun de fume în gula. Vi se pare normal limbajul pe care îl folosesc de față cu minorii aceia? Dar dumneavoastră n-ați fost niciodată beat sau n-ați fost la vreo petrecere? Ce limbaj folosesc? Și dacă folosesc, care-i problema? Am fost și odată invitată, dar am plecat imediat. Nu-mi place, n-am băut, nu beau, nu fumez, trebuie să recunosc. Și am văzut o mare hărmălaie, într-adevăr. Mulți homosexuali, mulți lesbieni, ce... Multe și persoane lesbice. Cunoscute? Și persoane cunoscute, da. Sunt, nu pot să spun numele. Am și o viață de trăit și nu pot să bag lumea. Dar ce am văzut, chiar m-am crucit, mi-a venit să cred. Nu mă așteptam la asemenea persoane. Nu mă implicați în astfel de discuții, că nu. Poți să spui anul măcar. S-ar putea să pățesc ceva, nu? Mai lăsați măcar părul ăsta. Ce teamă? Băi, normal că mi-e teamă. Da. Ce ți-e greu să pui cu niște bani să ia omul aromă? Mai multe dezvăluiri despre întreaga poveste aflați de la Naomi mâine la Poveștiri Adevărate la ora 17:30 împreună cu colegii mei Ioana Maria Moldovan și Radu Vâlcan.